o nins în Moldova, prieteni. În luna aprilie o nins în Moldova. Probabil în momentul în care eu înregistrez acest video, continuă să ningă. Și chiar dacă o ninsoare luna aprilie nu e decât un motiv în plus de a posta poză noi pe Instagram, în Republica Moldova, și mai cu seamă în Chișinău, o ninsoare luna aprilie înseamnă catastrofă. Și obțin asta demonstrează cifrele pe care le vedem. Peste 1600 de arbori doborâți la pământ. Peste 100 de piloni de electricitate chirdec. Mașini avariate. Oameni stresați sau chiar accidentați. Cel mai trist e că e ca primăria, poliția, carabinierii, cine acolo se mai adună, fac conferințe de presă, ședințe extraordinare, încearcă să elimine consecințele nefaste ale acestei catastrofe naturale, dar o schimbare radicală, din rădășină în sens că, la tot ce înseamnă spații verzi și administrarea acestora, noi nu vedem. Asta înseamnă că dacă la anul a să mai și o asemenea ninsoare luna aprilie, sau dacă la vară o să avem un vânt puternic la Chișinău, riscul va continua să existe. Normaloc? Eu personal în asemenea situație aș vrea să aud administrația publică locală, primăria tobiș, să vină și zic, ei, băbeței, noi l-am ascultat pe Andrei Bolocan, am intrat pe internet, ne-am conectat noi acolo cumva, am intrat și am descoperit site-ul primăriei orașului Monreal. Am mai descoperit noi acolo multe alte site-uri care să ne inspire în munca noastră de zi cu zi, dar e ca site-ul primăriei orașului Monreal are o pagină dedicată pentru politica copacului. Politic de la arbre. Noi nu știam că copacul are o politică, dar e ca acasă văița are și trebuie să o aibă. Acolo, pe site-ul primăriei Monreal, noi am descoperit 3 PDF-uri numai bune de downloadat. În PDF-uri scrie cum să plantezi copacii, cum să-i îngrijești, cum să-i dobori la pământ dacă iau vreo infecție sau prezintă vreun risc. Mai mult ca atât, acolo scrie care e distanța ideală dintre un copac și căile de comunicație, și căile de canalizare, și fundamentul unei clădiri. Mai mult decât atât, acolo scrie că unele sectoare din orașul Monreal răsplătesc proprietarii de teren în caz că ei decid să sădească copaci noi, la dânși pe teritoriu, cu un 25-50 dolari. Da, suma nu-i mare, dar te motivează, acoperi niște cheltuieli. Numai că eu grăiesc tata asta, scot pe gură, dar aici undeva sunt că tata să oprească la nivel de ar fi bine și la noi așa ceva. Dar în același timp, mai am o speranță, pentru că noi am o să dăm săptămâna luminată, săptămâna de după Paști. Dacă Iisus a înviat după 3 zile și Chișinău după 3 mandate de aluchertoacă, n-ați poate învia? Sau cum? Ia vă spăprașu. Pentru cei dintre voi care totuși sunt curioși ce ar trebui să facă o administrație publică locală și cum stau lucrurile în materie de silvicultura urbană sau managementul copacilor, există asemenea noțiune, apropo, și e trebuie luat în serios. Vă recomand o lectură ușoară și rapidă pe blogul lui Victor Chironda. Victor Chironda este un urbanist, un activist civic, care scrie despre bubele orașului Chișinău și despre cum vede el lecuirea acestor bube. Vedeți acolo și o poză curioasă cu orașul Antwerpen din Belgia, care de sus arată ea ca așa, nu tare verde, adică nu se compară cu frumusețea orașului Chișinău, pentru că Chișinău de sus arată, ohoho, frumușel, nu? Dar când stai să cobori jos în orașul Antwerpen, jos, adică la nivelul pietonului, pentru că sus e pasărea, dar pe asfalt e omul. A pe ca jos Antwerpenul așa arată. Dai, Chișinău când ai scobori jos, uite așa. O leacă de tristețe parcă te apucă, nu? Prieteni, la mine e oră de culcare, voi aveți grijă și poate reușim azi seara la voi și după amiază la mine să ne vedem la un live, pentru că săptămâna asta bloggerul Igor Nicolaevici Dodon a lansat o cotletuță. A venit cu propunerea de schimbare a sistemului electoral. Da, da, asta după ce el a zis că pledează pentru păstrarea actualului sistem electoral. Ei, dar vă rog frumos, nu săriți, nu-l atacați, nu-l numiți cu curul în șepte luntri. Omul are casă de peste 400 de metri pătrați la Buiucani. Și chiar dacă părinții îl ajută, creditul trebuie plătit. Și noi pe Igor Nicolaici îl înțelegem și îi ținem. Pumnii. Mulțumesc pentru atenție, prieteni. Nu uitați să apăsați butoanele like, delete, share, numlock, caps lock și care mai este pe acolo. V-am pupat!